Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Le sale. Preferat este Scărlătescu, dar am să aleg să merg la șef Bontea. Am visat un vis. Domnul Bontea s-a prezentat la noi acasă, s-a uitat peste pereți și a spus: aici mai am încă ceva de făcut. A pus o mână pe umăr și a spus: dar tu cată și nu veni, că tu trebuie să vii. M-am porât. Poate par eu așa mai strane, dar vă spun tot ce mi s-a întâmplat. Bine ați venit! Mulțumesc! Mă numesc Matveie Victorina, originară rusoaică, de tată, mama din Republica Moldova, dar căsătorită în comuna Gherța Mică, satul mare. Avem doi copilași. Să vă trăiască! Mulțumim foarte mult! Tu cu ce te ocupi? De profesie sunt polițistă, ofițer. Cine-i cocoșul acasă? Toți cântăm de dimineață până seară. Și în timpul liber mi-am deschis o mini activitate acasă. Sunt ofițer, dar momentan ofițerul face prăjituri, torturi. Am o mică patiserie și cofetărie. Doamne ajută! Îmi doresc mult să reușesc să-mi duc farfuria mai departe, un produs cu o tematică ce se numește pomul de aur. M-am înscris la șef la cuțite să aduc meritul acestui sat, Gherța Mică, să fie cât mai auzit, poate și văzut pe viitor. Frumusețea satului ăsta și tradițiile care vreau să le duc mai departe, din mai multe țări, și rusești, moldovenești, italienești, românești, am să le pun tot într-o singură farfurie. Va fi un rulou cu piept de pui, umplut cu hribii și legumițe. Cartofi pentru un pure. O să trebuiască să mă grăbesc foarte mult. Și la desert, să-mi ajute Dumnezeu cu timpul, să fac mini tortulețe de mere cu făină de migdale și făină normală. Așa, asta e tulpina pomului, care îl împietăm, îl punem pe plating imediat. Ai și ce mai arde? Se spune Gherța Mică, dar e destul de mare și frumoasă, cu bogățiile ei, cu roadele ei, cu poziția ei geografică. Mare și frumoasă e țărișoara noastră și tare variată în rețetele sale. Și spanacul e Brezorinei, unde au răsărit un fel de copăcei. Dar sigur nu vorbim de bonsai. Vai, am făcut un pomișor. Se putea și mai frumos. Dacă îmi dați un timp, milos. Și reprezentarea pomului de aur este tot. Într-un pom putem înțelege o viață, o continuitate. Putem înțelege să păstrăm ceea ce avem și natura nu tăiem. V-am pregătit ceva tradițional din zona Oașului. Gherța Mică într-o singură farfurie. Poftă bună, șefilor! Să pornească banda! Pentru mine a participa la această misiune este a aduce o gratitudine a consătenilor și fericirea copiilor mei. Tare își doreau: mami, când ai să ne aduci cuțit? Mami, dar te duci și tu să arăți ce poți să faci. Mami, să mergi să faci ceva gustos. Ia zi, Sorinace, ce avem aici? Muntele Luatos. Mamă! Ia o pasta, așa băi, ceva, așa frumosețe. Băi, ești nebun. Ce asta? Bine că a ridicat ca lumea să nu strig, bă. Ce mă asta? Un copac cu flori. Da, șef. Zici că sunt elani, doi elani. Cerb, mă, sau un vulcan care erupe. Pare totuși un copac. E un copac. Normal că e defens. Arată bine. A, avem și desert în farfurie. Cineva care s-a uitat la sezoanele noastre. Ce ai zis? Mai ales bă, și tine cu echipalul Bontea, care face mereu desert și de asta în aceeași farfurie. Aha! Care? Cine a început? Mă, ăla a început. Care? Ăsta a început. Da, tu ai început. Tartar de somon păi și vezi? Mult da, de ciocolată. Ăsta a început. Nu-i normal să încep eu? Pe cine vreți să începeți voi? Păi vezi? Și de ce se ia de mine? Cine s-a luat de tine? Dumitrescu. Dulceață de ardei iute. Bună dulceața de ardei iute. Da, este făcută. Un burceluș umplut cu... Mi se pare că e pâinică, cu nucă. Da, vedeți că avem și desert, da? Avem. Să nu mâncați tot. Nu, nu. Sau, cine mănâncă tot, primește și desert. Astea sunt sărățele. Dar vezi că asta e o cocă făcută aici. Clar. Este pădurar toată ziua. Bravo! Trăiesc la pădure! Și lângă pădure are o livadă de pere și de mere.
Super! Vă mulțumesc! Artist, tată, bărbat, pictor. Da, bărbat, bărbat. Merge da. În natură și desenează toți copaci. Șefilor, vă ador. Hai, hai să votăm. Să votăm. Ia uite pădurarul. Bună seara, șefilor! Bună seara! Dobrii veceri! Muguși! Suntem la Cuțite, în a 20-a ediție a degustărilor, unde, uneori în farfurii, decorul ia forme spectaculoase. De data asta avem niște copăcei foarte năstrușnici puși în valoare de Victorina. Ia uite pădurarul! Bună seara, șefilor! Bună seara! Dobrii veceri! Eu deja vă spun mulțumesc! Că am venit la... Niet problem, că am venit să vă cunosc. Mă numesc Matvee Victorina. Victorina. Am 38 de ani. Înainte. Și doi copii. Să vă trăiască. Am finalizat Academia de Poliție în Republica Moldova. Fiind de tată rusoaică și mama din Republica Moldova, m-am căsătorit în România, după ce am cunoscut soțul în Italia. Soțul e român sau... E român. Român. Din județul Satu Mare, într-o comună Gherța Mică. În Italia, în Veneția, am lucrat 7 ani la un același local. Ce ați făcut acolo? Antico Martini, restaurazione, patiserie, pizzerie. Alături am avut teatru la Fenice, am cunoscut și foarte multe lume faimoasă. Ia, povestiți-ne, ce lume faimoasă. Și pe Angelina Jolie, Brad Pitt. În trecere au trecut toți și de mâncat au și mâncat, dar nu am avut ocazia să... Așa ne mai strecuram noi printre, să vedem măcar cât de frumoși. Soțul și el bucătar? Soțul ospătar. Cum ați ajuns în Italia? Am avut și eu și tată și mamă. Am pierdut pe tatăl când eram anul 3 la Academie. S-a rupt firul. Mai greu cu tot, mama mai bolnavă și mai bolnavă. Să pot să-mi întrețin studiile și pe mama. Am mers în străinătate, la negru, pe jos. Am mai făcut o dată armata. Serios? Da. Cum pe jos? Din Croația până Italia pe jos. În 2 săptămâni am ajuns. 2 săptămâni? Da. Din Croația? Din Croația? Wow. Din Croația. Dar în Croația cum ați ajuns? În Croația am venit cu un microbus care am reușit și am trecut vămile. Și apoi de acolo, furiș, câte cinci. Dar pe unde ați ajuns așa pe jos? Era o călăuză. Drumul în Italia a fost o experiență, o a doua armată, fără mâncare. Foarte greu, mergem doar noaptea. Am intrat și prin curtele oamenilor, așa, de atraversare. Ne-am hrănit cu struguri. O trebuit să alergăm, o trebuit să stăm la pământ în momentul când erau vânători sau era ceva, să nu fim prinși. Zgârieli, căzături pe jos, vă dați seama, mergi prin munte, nu vezi nimic. Vă spun sincer, a fost lume care a ajuns fără de unghii la picioare între est. În ce an? 2006. 2006. 2 săptămâni a durat. A fost foarte greu, pentru că au fost etape în care au trebuit să ne oprim într-un hotel. Din hotelul ăla să ieșim câte cinci, transportați cu o mașină ca pe niște varză și coborâți nu știu unde, că nu puteai să vezi noaptea. Și atunci am urmat călăuza încet, dar a fost bine, am ajuns cu bine. Da, am mers prima eu în față, așa, mai turist, mai față turistă, mai blonduță, mai nu știu cum, atât că e bine. Numai pe mine mă dau jos la vamă. Serios? Noroc că cu mine am avut actele că studenta Academiei de Poliție. Și v-a ajutat treaba asta, că sunteți în Academia de Poliție? M-a ajutat foarte mult. Cât timp ziceți că a stat în Italia? În 13 ani. O perioadă cât am stat în Italia, am muncit, vă spun sincer, chiar 15 ore în zi, de când ne trezeam și când ne culcam. Între timp, între lucru, mi-am cunoscut și soțul, mi-am găsit de lucru într-o patiserie, am strâns bănuți cu bănuți. Totul lucrurile au mers mai bine, deja eram însărcinată cu fetița și în a 5-a lună de sarcină, ne s-a întâmplat ceea ce ne s-a întâmplat. În 2015 au intrat în casă și ne-au furat tot. Nu știm cine. Practic, când am intrat în casă, primul lucru ce am zis, hai să ne uităm de lucruri de valoare. Nu ne-am gândit că au găsit și bănuții noștri, cu care i-am pus deoparte să finalizăm căsuța, să nasc cu bine. Am avut în jur de 23.000 de euro.
Au fost vreo 26.000, dacă o săptămână înainte am reușit și am trimis la socri să ne tragă curentul în toată casa, că a fost 3.000 de euro, așa a fost înțelegerea cu electricianul. Și numai cu aia am reușit și am făcut din strânsul nostru. A rămas cu 1 euro de fier în buzunar și am spus soțului, astea semne de la Dumnezeu. Că ne-am pus un semn întrebări, ce facem mai departe, mergem acasă? Lasă-mă să mă duc acasă. Ce ai să faci? Că ești singură, că nu ai frate, nu ai soră, nu mai pe socre. Bine, eu una împotriva la tăți am înțeles, dar eu reușesc. Lasă-mă să mă duc acasă. Eu am mai întors un pic mai iute, am venit, am mai tasat terenul un pic. Mi-am pregătit locul unde să pot trăi cu copilașii. 3 ani de zile m-am uitat în stânga, în dreapta. Păi, în satul ăsta la voi nu face nimeni torturi, nu face nimeni prăjituri, nu face nimeni aperitive. No, noi bai, hai. M-am uitat, așa, pădurea. M-a zis, trebuie să fii chiar orb, să vezi câte crângi îmi chică mie de la păduri. Le-am cules, vă spun sincer, mi-am cumpărat 2 cuptoare. Făceam foc, nu trebuia să consum mult curent, că n-avem bani, trebuie să-i fac. Așa, foc, prăjituri, torturi, gozonaci. Și ce a zis soțul când a început să meargă? N-a zis nimic, eu i-am zis, vezi că ori vii acasă, ori vii acasă. Eu pregătesc tot pentru că să vii acasă. Ori vii acasă, ori vii acasă. Și asta am ales, să aduc farfuria asta așa, să fac o plăcere și a satului, să o demonstrez, să spun câtă frumusețe și bogăție este acolo, pentru că tot satul ăsta m-a îndrăgit și mă iubește ca pe un prunc al lor. Și m-am nimerit într-o familie în satul ăsta care mă adoră și tot satul, vă spun sincer, mă iubește nu știu cum, nu știu de ce. M-am simțit singură, m-am simțit în momente grele, că nu ai soră, că nu ai frate. Dar asta lume m-a cuprins și mă respectă. Nu pot să vă exprim. De asta am ales și farfuria, pentru a merge mai departe pentru acest sat, că merită, că mă iubește, mă respectă. Ce? Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.